Din respect pentru veteranii de ieri și de astăzi, 9 militari gălățeni vor alerga timp de 10 ore pentru colegii lor care au fost răniți în misiunile din Afganistan. Startul s-a dat la Galați, în curtea batalionului 300 Infanterie Mecanizată Sfântul Andrei, iar cursa se va încheia la Focșani. Vor fi 8 tronsoane pe care se va alerga, 9 militari care alergă, ultimul tronson va fi alergat de către 2 militari. Va fi purtat pe tot traseul drapelul unității. Da, exact. Va fi purtat drapelul de identificare al unității pentru a arăta că avem și noi militari care au fost răniți în teatrele de operații, pentru a arăta că avem militari care au murit în teatrele de operații și pentru a ne arăta respectul pentru acestea. Primii 10 km au fost parcurși de sublocotenentul Iulian Dumitrașcu. Acesta a preluat ștafeta de la militarii Batalionului de Infanterie Marină. Ne-am antrenat câteva zile înainte de a începe acest traseu, înainte de a începe alergarea pe acest traseu, dar asta nu a fost un impediment, întrucât noi suntem permanență pregătiți. Educația fizică militară este nu o absentează din cadrul programului nostru de instrucție, motiv pentru care nu cred că vor fi sau vom întâmpina dificultăți în timpul alergării astăzi. Scopul acestei acțiuni este în primul rând strângerea de fonduri pentru a trimite un militar rănit în teatre de operații la Jocurile Paralimpice Invictus. La acest eveniment participă 21 de unități militare din toată țara. Pe 1 decembrie, toți militarii care au alergat la ștafeta Invictus vor ajunge cu drapelele batalioanelor pe care le reprezintă la Alba Iulia, acolo unde a avut loc Marea Unire de la 1918.